Campania de promovare a județului Buzău va consta în realizarea săptămânală a unui videoclip de promovare turistică. Acesta va avea o durată de 90 de secunde, iar clipurile vor fi cuprinse în rubrica La noi în Buzău. În prima postare se vorbește despre tezaurul de la Pietroasa. În primăvara anului 1837, localnicii Stan Avram și Ion Lemnaru au descoperit o comoară formată din 22 de piese din aur în timp ce extrăgeau piatră în zona Poiana Crudului. După un an în care au ținut comoara ascunsă, Lemnaru și Stan l-au cunoscut pe Anastase Verusi, antreprenor albanez, care a cumpărat pentru 4.000 de piaștri toate cele 22 de piese. Acesta a deformat majoritatea obiectelor, iar tava mare a fost tăiată cu un topor. Verusi a fost denunțat de către arendașul moșiei din Pietroasa și astfel, în 1838, descoperirea tezaurului de la Pietroasa a devenit publică. Videoclipurile vor fi lansate pe pagina de Facebook Descoperă Buzăul și pe pagina de Instagram Descoperă Buzăul, conturile oficiale ale Consiliului Județean Buzău pentru promovare turistică.